Candidatul Partidului Poporului, Mihai Tararache, a prezentat o soluție simplă la o problemă cu care năvodărenii se confruntă de ceva vreme, cea a aglomerației din mijloacele de transport. El propune ca acestea să fie trecute în administrarea directă a autorităților locale în loc să fie concesionate. În acest fel, spune candidatul, oamenii ar beneficia de confort sporit, iar costurile ar fi reduse. Oamenii au fost receptivi la proiectul candidatului care, spun ei, le-ar ușura cu mult folosirea mijloacelor de transport în comun, mai ales atunci când au de stat în ploaie și ninsoare zeci de minute pentru a se îmbulzi în autobuz și a întârzia la locul de muncă. Investiția în autobuze care să fie administrate de către autoritățile locale este doar unul dintre proiectele gândite de tânărul politician. Acesta mai propune și construirea unui spital în oraș, precum și trecerea portului Midia la administrația locală din Năvodari.